A patra serie de cursanți din cadrul programului de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă a fost evaluată. Viitorii inspectori în domeniul securității și sănătății în muncă au dobândit cunoștințe tehnice, dovadă fiind rezultatele foarte bune. Cursul a avut un caracter practic aplicativ, cursanții fiind puși în postura de a lua decizii cu privire la asigurarea unor condiții optime de muncă în firmele în care lucrează sau vor lucra. Comisia de evaluare, formată din specialiști a Inspectoratului Teritorial de Muncă și ai AJPIS Giurgiu, au atestat un număr de 16 candidați, din tot atâția înscriși. Pe 17 septembrie, Secenova Force Tehnic, prin Centrul de Pregătire Profesională, organizează un nou curs de perfecționare inspector în domeniul securității și sănătății în muncă. Durata cursului este de 80 de ore. Se mai pot face înscrieri până pe data de 25 septembrie 2012, la punctul de lucru din strada portului numărul 1, incinta zonei libere Giurgiu.